Regizoarea pornită. Bună dimineața, bună dimineața și bun găsit la întâlnirea cu prof. Online. Așa, ne începem noi lecția. Părâca este pe baricade, gata, pregătită pentru a chema la lecția. Și nu putem decât să începem cu gândul că vom reuși și astăzi o lecție frumoasă, interesantă. O lecție în care să trezim interesul multor celor care au nevoie și să se bucure și ei. Așadar, începem cum știm noi, cu ce să începem, Mărica. Rugăciunea. Cu rugăciunea, sigur că da, nu se poate fără, Doamne, Doamne. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Doamne, ajută-ne în continuare, Doamne, ca să avem o lecție frumoasă. Reușim o lecție minunată, așa cum ne-a ajutat de fiecare dată. Așa că am să-ți propun un exercițiu. Deci o expresie egală cu o linie lungă de fracție. Aolo. Uite așa. Iar la numărător, fiind o altă expresie pe care o gândim acum. Deci să fie așa. Deci o expresie care să aibă două alte două expresii la numărător, una și la numitor alta. Punem să fie așa. Minus 5 pe 2, totul la puterea a treia, împărțit la minus 25 supra 4, totul la a doua, înmulțit cu 2 supra 5, minus 1,2, împărțit la minus 1,2 la puterea a doua, deci minus 1,2 la a doua, împărțit la 0,6, minus 0,6, împărțit la minus 0,6 la a treia, plus 1 supra 1 pe 2. 1 supra 1 pe 2. Ce ai făcut? M-am oprit. M-am oprit la numărător. Mi-e frică. Deci nu-i bine? Ba... Tu ești robotul, tu deja știi răspunsul. Deci... Nu știu, aia nu o să poate. Nu știu. Important este că așa din mers am gândit așa o expresie jos la numitor să fie 1 plus 1 supra 1 minus o doime. Deci 1 plus 1 supra 1 minus o doime, minus 3 supra 1 pe 2, împărțit la 3 împărțit la 1 pe 2, împărțit la 3 pe 2.
3 pe 2. Înmulți cu 0, cu 3, poți să-i mâna un pic ca să scriu și eu? Ia să văd. Că eu nu pot să văd la mâna ta. La numărător, ai scris numărătorul tot? Numărătorul, da. S-a văzut. Așa, 3. Ori? Unde aici, da? Ori? 3, virgulă, 0, 3, în paranteză, adică perioadă 0, 4, 0, 6, împărțit la 1, 0, 1, în paranteză 0, 0, 6. Deci, împărțit la numărul, n-are rost să mai pun paranteza asta. Deci, îi mulți cu 3, cu numărul decimal periodic mix 3,0306 în paranteză, împărțit la 1,010602, hai să zic, nu 06, 02. Asta este expresia pe care vrem să o finalizăm și să vedem cu cine va fi, care va fi rezultatul. Începem treaba. Mai întâi privim cu foarte multă atenție și să spui ce se află la numărător. La multe fracții, la puteri. Deci la numărător se află un termen până aici, până la minus sine. Un termen. Că este o operație de scădere, este o operație de scădere și una de adunare. Deci avem 3 termeni. Asta e un termen, al doilea termen și în sfârșit al treilea termen. Deci avem așa, trebuie să avem clar în minte ce anume se află. Deci avem un prim termen până la minus, al doilea termen, că termeni se numesc cei care sunt legați cu plus și cu minus. Da? Se numesc termeni. Deci avem 3 termeni la numărător. 2 din ei legați cu minus și, pe urmă, un plus. Sigur că primul termen presupune 2 operații. Este vorba de operația de împărțire și înmulțire. Deci o împărțire și o înmulțire. Iar al doilea termen presupune doar o împărțire. Și în sfârșit, al treilea termen, la urma urmei, tot o împărțire, ca și cum ar fi unul împărțit la. La cine? Unul împărțit la numitorul 1 pe 2. Da? Deci, noi trebuie să avem în vedere foarte bine structura exercițiului, ca să știm exact cum vom ataca. Jos la numitor, avem o fracție supraetajată, avem încă un termen tot până la minus și al doilea termen ține până la capăt. Fiindcă nu mai am nicio, decât avem împărțiri, înmulțiri și împărțiri. Deci, practic jos avem 2 termene. Termenul ăsta prim și al doilea termen care se duce până la capăt. Primul termen din ce este format aici? Cum arată? Ciudat. Apare ciudat, dar este vorba de la 1 să adună împărțire. Cine este împărțirea? 1 împărțit la. Toată asta. Deci mai putea fi citit, scris așa. 1 plus 1 împărțit la și punem în paranteză
1 minus 1 pe 2. Că este același lucru. Deci 1 se împarte la 1 minus 1 pe 2. Și părea mai odihnitoare. Dar aranjarea asta tot înseamnă. E vorba de 1 plus 1 împărțit la. Și deci trebuie să facem împărțirea. Așa cum ne vom organiza. Deci ori o las așa cum vezi tu, scara asta și parcă te sperie, ori o aranjez sub forma aceasta, numărătorul 1 se împarte la, și fiindcă se împarte la toată bucata, tot ce-i sub el, sub linia de fracție, am pus 1 minus 1 pe 2 în paranteză. Din coace 3 împărțit la 1 pe 2. Aș putea să văd, deci numărătorul, fracția și este fracția principală este asta, că semnele sunt în dreptul ei. Și atunci e vorba de 3 care sunt parte, deci asta mai poate fi scris așa, 3 împărțit la 1 pe 2. Așa puteam să scriu. Dar eu am lăsat-o așa cocoțată, supraetajată, ca să sperii pe cei care nu înțeleg despre ce este vorba. Și în continuare avem o mulțire, o împărțire și aici rămâne o problemă. Oare cum vom face operațiile astea? Cum să fac ele? Ele se execută în ordinea în care apar. Adică bănuiesc eu că o să facem schimb. Ne facem plan, vezi acum tot discutăm ca să avem un plan foarte, foarte clar. Deci, noi o să transformăm fracțiile astea din numere decimale periodice mixte în fracții ordinare, atât ăsta cât și ăsta, și pe urmă ne vom situa în operații cu fracții. Împărțire, înmulțire. Asta de aici se împarte la 3 pe 2, nu la toată asta. La 3 pe 2. Că dacă aș pune în paranteză, atunci ar trebui să fac paranteza rotundă. Se împarte numai la 3 pe 2. După care se mulțește cu 3 nu știu ce. Și după aceea se împarte asta, rezultatul așa ceva. Dar o să vedem la fiecare moment. Ne întoarcem. Și spunem egal cu. Egal cu cine? Începe tu să vorbești și să mă conduci spre... Deci așa, pentru un moment am pornit eu discuția. Dar acum condu tu că ne-am făcut un plan de lucru. Mergem cu toate deodată. O întrebare. Spune-mi. Asta cu minus 0,6 și 0,6 ăla. Așa. Putem face ceva? Aici dacă putem face ceva, da? N-am discutat deloc acolo, da? Da, adică îmi pare eu că cineva ar vrea să simplifice. Deci se gândește să simplifice. Sigur, are o primă problemă că e minusul ăsta. Ar trebui fie să-și propună să transforme în fracții. Că a face 0,6 la 3, ce trebuie să facem? 0,6 ori 0,6 ori 0,6. Nu? Asta îmi trebuie să... Mai întâi să clarificăm cu semnul. Deci tu observi aici că ceva n-am discutat. Adică ce înseamnă minus 0,6 la 3? Înseamnă minusul la 3. Și știi cât se întâmplă cu minusul? Cât face minusul la 3? Ce? Minusul la 3 cât face? 3 dă minus 1. Da, minus va face, da? Minus. Minus 1, cum spui, că așa, și minusul același cu minusul din față va face să minus cu minus la mulțire va face plus. Cu plus. E, dacă va face plus, practic minusul de aici dispare și aici o să apară plus. Nu? Nu? Adică? Adică o să apară plus 1, dar la mulțire 1 oriceva dispare. Unor ceva face termenul respectiv. Deci concluzia este că minusul la a treia face minus
minus, minusul acela cu minusul de aici, minus cu minus la mulțire fac plus. Deci, practic, amândoi, cei doi de minus, dispar și se transformă aici într-un plus și s-a terminat toată povestea. Hai să ne apucăm de lucru. Încercăm? Da. Atunci, mai când se transformă toate astea în fracții? Cred că așa. Cred că ne ducem numai cu fracții să mergem. Că nu prea am chef să transform pe toate în zecimale. Deci nu vrei să transformi zecimalele în fracții? Dacă nu... Vreau să transform fracțiile în zecimale. Vrei fracții în zecimale? Fuuu. Nu vreau, am zis. Nu vrei. Păi eu, nici eu nu vreau. Mă gândim acum că trebuie să împart pe 5 la 2, îmi dădea un număr zecimal, ridicam la 3 cu zecimalele. E treabă mai complicată decât am merge așa cu... Deci de aceea totul să fie numai în fracții. Deci ideea ar fi că totul să fie numai în fracții, pentru că sunt mai multe fracții. Și mi-e mai comod dacă totul este reprezentat în număr, cu fracții decât cu numere decimale. Mergem atunci. La a treia, cum înseamnă? Ce înseamnă la a treia? Minus 5 pe 2 la a treia. Minus 5 pe 2... ori minus 5 pe 2, ori minus 5 pe 2, de 3 ori. Da, noi știm, înseamnă minus ori minus de 3 ori, cât face? Minus ori minus ori minus de 3 ori? Minus 1. Minus 1, minus adică înseamnă. Da. Un minus, da? Un minus. 1 acela mulțit cu 5 pe 2 face minus. Deci, cu minusul am clarificat, că îl punem, minus. Acum rămâne 5 pe 2 la a treia. Cât va veni? Minus 5 pe a treia. Nu mai este minus. Am terminat-o cu minusul. L-am pus în față aici. Acum e numai 5 pe 2 totul la a treia. Cât te face 5 pe 2 totul la a treia? 5 pe 2 totul la a treia. Se ridică și numărătorul și numitorul, nu? Am vorbit. Da. Faci 5 la a treia, supra 2 la a treia. Dacă vrei, fiind, da, ai posibilitatea să calculezi de data asta. 5 la a treia, ce te înseamnă? 5. 5 ori 5, ori 5, de 3 ori, da? 5 ori 5. Cât faci? 5 ori 5, 25. Și încă o dată ori 5. 125. Dacă ar fi fost 4 de 25, făcea 100, da? Că 2 de 25 fac 50, iar 2 de 25 ori 50. Însă când e vorba de 5 de alte 25, înseamnă 125. Deci poți să spui egal cu 125 supra cât? Supra 8. 8. Deci este minus 125, minus 125, supra 8. Ai zis că scăpăm de minus. Păi n-am scăpat dacă l-am ridicat la a treia. Măriu, că s-a și făcut calculul. Dar nu înseamnă că nu mai este minus. El a dat ca urmare a mulțirii. Deci minus... Ah, ok. A fost minus, ca și cum ar fi fost minus 1 la a treia. Și face minus 1. Și minus 1 ori 125 pe 8 face minus 125 pe 8. Deci am scăpat, am ținut cont de el. Împărți la. 5. Minusul la a doua? Dă cu plus. Gata. Sau pozitiv, bine. Și doar avem acum cât? 25 la a doua. Da. 25 la a doua. Supra cât? 4 la a doua. Supra 4 la a doua. Înmulțit cu? Cu 2 pe 5, când aici îi face?
Da. Nu mai este ridicat la o putere, nu nimic, este o simplă fracție, mulțit cu 2 pe 5. Minus. Ce ai propus să facem aici? Să transformăm în fracție. Să-l transformăm în fracție. Cu cine ar fi egal 1,2? Ca fracție văzut. 1,2. Trebuie să mutăm virgula la dreapta, nu? Da. Se dispare virgula. Deci, 12 pe 10. 12 pe 10, corect. Care se mai poate simplifica? Prin 2. Prin cât? 2. Da. Și egal cu? 6 pe 5. 6 pe 5. Dacă am face împărțirea lui 6 la 5, merge o dată, virgulă, punem 0, restul 1, 10 împărțit la 2, 5, 10 împărțit la 5, 2. Deci este exact 0,2. Da? Deci este corect făcută lucrarea. Așadar, voi îmi spune minus, în loc de 1,2, o să spun 6 pe 5. 6 pe 5 la a, ce putere? La a doua. Este 6 pe 5 la a doua acolo, da? Da. Mai departe. Împărțit. Da, împărțit, corect. Acum facem și asta. Deci, va fi 6 pe 9. Nu-i pe 9. Nu, nu era. Nu-i periodic. Deci nu-i pus 6 în paranteză. Deci nu-i 6 în paranteză ca să fie perioadă. 6 pe 10. Așa. Deci va veni 6 pe 10. Care se simplifică prin 2 și e 3 pe 5. 3 pe 5 va fi acolo. Minusul la a treia. Da, da. Minus 1 la a treia va da cu minus. Minus. Și cu minusul ăsta din față face plus. Hai să punem aici și am rezolvat treaba. Și am scăpat de minusul acela. Că minus cu minus, noi la vorba de împărțire, ăsta minus, ăsta minus, minus pe minus face plus. Și am terminat treaba. Și aici, în loc de 0,6, a venit 3 pe 5. Deci 3 pe 5, totul la ce putere? La a treia. Dacă e bine sau nu. Mai urmărește încă o dată. Deci, minusul la a treia, cât este? Ai spus tu mai devreme. Minus 1 la a treia, deci, e cu minus. Minus. Și minusul acela, ori minusul ăsta, ori minus 1 ăsta, minus ori minus. Plus. Plus. Și cu asta l-am pus aici plus și am clarificat treaba. Acum,